Acum este vremea și pentru seturi Marvel. Wave-ul ăsta, deși e mic, are de toate. Are seturi din benzi desenate, seturi Infinity Saga și, cel mai important, Morbius. Acum, ca de obicei, o să pun seturile astea într-un clasament. Pe ultimul loc este Ghost Rider cu robot și motocicletă. Și setul ăsta chiar nu îl înțeleg. Adică, doi roboți care au o motocicletă în ianuarie? Vreau să vă aduc aminte că nu am mai avut o motocicletă pentru Ghost Rider din 2016. Nu ar fi deranjat pe nimeni să avem din nou o motocicletă normală. De fapt, lumea ar fi preferat asta pentru că ar fi fost mai ieftin și pentru că Marvel face destui roboți chiar și fără ăsta. Asta nu înseamnă că e un set rău, motocicleta arată bine, iar robotul e ok, dar este doar un mare semn de întrebare pentru mine. Atunci când am auzit că roboții Marvel o să aibă o creștere de preț de la 50 de lei la 80 de lei, am fost sceptic, dar acum că văd, trebuie să spun că se justifică. Aceștia seamănă mai mult cu roboții Evo și dacă țineți minte, robotul lui Zen era mare pentru 50 de lei. Iar aceștia sunt chiar mai mari decât acela, mai puțin cel al lui Rocket, acela chiar trebuia să fie 50 de lei. Singurul sacrificiu e că nu mai au articulații la genunchi și la coate și da, ăsta cam e un bummer. Avem un robot pentru Hulk, îmi place accesoriul pe care îl are, se potrivește foarte bine cu Hulk, îmi place printul de pe piept cu radiație gamma, iar dacă îți place piesa de membru Evo dintr-un motiv sau altul, ăsta e setul tău, pentru că o include de 6 ori. Iar figurina cu Hulk e surprinzător de bună, cu picioare două modate, păr pe piept, fire scurte la bărbuță, nu mă așteptam la nivelul ăsta de detaliu. Robotul lui Rocket e ok, după cum am spus mai devreme trebuia să fie 50 de lei, mă bucură să văd că lansatorul de 6 proiectile s-a întors. Iar faptul că robotul are o coadă e un detaliu drăguț, dar în afară de asta nu prea mă interesează. Robotul lui Thanos e de departe cel mai bun. Au reușit să prindă detaliile lui Thanos așa de bine, primește mănușa cu toate pietrele, mai ai și cuțitul de unt. Singurul lucru rău aici este cum e atașată mănușa. Adică ce e asta? Zici că a încercat să dea cu pumnul în ciocanul lui Thor în timp ce era aruncat la el și și-a rupt mâna. Cu robotul ăsta nu cred că o poți da în bară dacă îl cumperi. Oamenii care au luat robotul din 2020 trebuie să-și mănânce unghiile în acest moment. Oho, omule, setul ăsta e altceva. Încă de când numele setului ăsta s-a licuit. De fapt, a fost primul set Marvel care s-a licuit din 2023. Am știut că o să fie un an special. Iar acum avem imaginea aici și am morbuit peste tot pe ecran. Cu siguranță ăsta e unul din cele mai seturi a tuturor timpurilor. Acum, lăsând gluma la o parte, chiar este fain că răufăcătorul din set e Morbius în loc să-l avem pe Venom sau Carnage pentru a 10.000-a oară. Cu siguranță aș folosi piesa asta de păr pentru o figurină custom cu Vangelis. Include și niște lilieci, niște licori. Păcat că niciunul din ele nu e un albastru azuriu ca să reprezinte sângele sintetic pe care l-a creat. Da, am văzut filmul și eu mă urăsc. Mașina, de fapt, arată surprinzător de bine. În spate e piesa de lamă de cristal Ninjago recolorată pe albastru, să reprezinte energie care iese din spate, dar cred că piesa din Prime Empire pe albastru s-ar fi potrivit mai bine. Știu că setul ăsta e înconjurat de meme-uri cu includerea lui Morbius, dar fără mișto, ăsta chiar e un set destul de solid. Ca de obicei pentru Marvel, seturile Infinity Saga sunt cele care rup gura târgului, iar aici avem primul set Infinity Saga care e bazat pe primul film Avengers. Și cred că Quinjeturile Lego au devenit absolute, pentru că indiferent ce Quinjet o să mai facă de acum, nu o să fie mai bun ca ăsta. Arată basically perfect. Are până și stickere să schimb simbolul Avengers cu cel Shield, dar nu cred că vine cu plăci 2x2 extra. Este foarte spațios la interior, ceea ce e o raritate pentru Lego, și are un stand la fel ca Benatarul. Asta îi dă un sentiment de produs de lux. Sper ca Lego să continue să facă seturile astea UCS care nu sunt UCS. La figurine este Loki, răufăcătorul principal al filmului, și 4 din cei 6 răzbunători. Mamă, dacă setul ăsta l-avea și pe Hulk și pe Hawkeye, era perfect.
Dar faptul că nu sunt aici mă face să mă gândesc că o să mai avem un set din primul film Avengers care îi are și pe ei doi. Dar probabil că nu i-au făcut pentru că printurile sunt scumpe, iar Lego este ieftin. Iar pe primul loc e noul Hulkbuster. Știu că Lego a luat-o cam nebunește cu Hulkbusterele și roboții în general, dar amice, ăsta e cel mai bun Hulkbuster de până acum. Într-adevăr cade în multe din problemele care alte Hulkbusterele au, ca domnul nostru de aici care nu are gât și nici articulații la genunchi. De ce? Dar la design nu prea am ce comenta, proporțiile sunt puțin off, dar kilometri mai bune decât la cel UCS. Unghiul umerilor e interesant, arată voluminos, iar figurile sunt exact ce te-ai aștepta din Infinity War. Acestea au fost primele seturi Marvel pentru 2023 și acum ne vedem data viitoare.